Maică, maiculița mea, maică, maiculița mea, de ți-o fost dragă lumea mă. Hai la urât, nu mă demna, la urât. Doamne ajută-le, Lucreția! Tu, Luaică, ne vedem după vreo 5 ani. Iară ne întâlnim. Ce faceți la Lucreța? Mai mai ține Dumnezeu de ei tu, vai mai, tu vă mai ține, vă mai ține. Încă. Îmi pare bine. Doamne ajută. Ce faceți? Bine, Doamne, îți mulțumim. Îmi pare bine că nu ești singur. Păi nu sunt singur de data asta. Eu îmbătrânim mult, cam de atâta ai. Ați îmbătrânit toți fără, așa? Da, sigur că am bătrânit, dar sigur, ce cât să facem? Vreo 5 ani au trecut, parcă de când nu ne-am văzut, așa? 4 ani. 4 ani? 4 ani. I-ați socotit dumneavoastră? Da, uh-huh. 4 ani de zile, chiar a socotit cu fata aia, a socotit. Da, da, da. De 4 ani de zile am la noi. Deci când de i-am spus că vii, i-am spus că nu, faci, uite ce faci, de 4 ani de zile eu, măi. Zic, uite ce, tu iar mă întâlnesc cu dumnealui, zic, mă ține bunul Dumnezeu, dar eu de mă întâlnesc cu dumnealui. Uite, povesteam la Denisa, chiar mă gândeam la dumneatale, nu mai știam nimic, că n-am avut nici număr de telefon de la dumneatale, ca să vă sun, să vedem ce mai faceți, cum sunteți. Știi și mă bucur că sunteți sănătoasă. La etatea asta nu pot să zâni nimica. Stați aici pe scaune. Minte nașa, ne punem minte nașa pe scaune. La etatea asta și Dumnezeu lăuda și mărit, încă mă duc bine. Vă duceți bine? Doamne, îți mulțumesc. Uh-huh. Pot să zic. Ții minte tot ce șaleancă? Uh-huh. Tot ce cale ții minte? Știu ce să fac, știu unde să mă duc, mă duc la Sfânta Biserică. Biserica nu lipsește, așa-i? Acolo hemnii mai dragă. Aia vii mai dragă. Și acolo am fost nemai dragă, m-a dus de când am fost de 30 de ani. Uh-huh. Acolo m-am dus prima dată la biserică și acolo, când am fost tânăr, eu fost altceva. Da, 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 corect. Și m-am dus la petreșiri. Și am la rugăciune. Da. E bună și rugăciunea. Amu sunt 91, așa-i? 3. 93. 93. Nu, nu-mi ieșit mie bine calculul. Am venit în 5 aprilie. În 5 aprilie ați făcut 93. 93. Dar n-arătați deloc, le lucrețe. Doamne, iată-mă, că știi când mă duc așa, oarecum mă duc așa ce... Spune că 70 sau 80 de ani. Cam așa, 70 și 80, cam așa v-aș da. Da, lasă-te. Așa spune toți. Dar cu ce vă țineți? Cu ce vă țineți la lucrețe? De arătați așa bine? Da, mi-e cu tot ce și alea, lucru. Pângă casă, tot ce alea lucru. Uh-huh. Tot ce alea lucru pe lângă casă, fac mâncare, mi-a și cocii, vin cocii la mine, mi-aduc tot ce alea și trebuie. Da, da, da. Mi-aduc, uh-huh. Doamne. Asta e bine, e bine. E bine. Cum, Doamne, iartă-mă, la toți bătrâne să le șeca la mine. Că de tot ce alea am, nu mi-a lipsă de nimic, de nimic. Sănătate mi-o dat bunul Dumnezeu, înțelepciune mi-o dat Dumnezeu. Să vede. Mi-a dat înțelepciune și Domnul să le, și să-i mulțumesc. Asta vreau să-i mulțumesc. Că mi-a dat Dumnezeu înțelepciune. Să... Că mă știu purta... Cum îi mulțumiți la Lucreță pentru înțelepciunea și sănătatea pe care v-a dat-o și El de sus? Dumneatale, cum îi mulțumești la Cel de sus? Cum? Îi mulțumesc la Tatăl din și la Măicuța Sfântă. Îi mulțumesc că mi-a dat sănătate, mi-a dat înțelepciune. Mi-a dat un har dumnezeiesc, îl spun. Că de la 30 de ani am cântat în biserică. De la 30 de ani? De la 30 de ani am cântat în biserică. Până la 88 de ani. Ai, am condus corul în biserică, la noi în Feleac. Eu am condus corul. Și de la 88 de ani v-ați dat demisia? La 88... A zis că face cor cu măi tângeri, că a format bătrânii corul. Uh-huh. Și a zis că face cu bătrânii, cu tângerii, să numai... Na. Și, Doamne, rămân, mă duc la biserică și mulțumim Dumnezeu că până la etace am dus eu corul vestit în Peleac și... Da, da. Și îți cemată, încă-s mai cemată așa. Uite că a fost o femeie de cinste de-a satului, cum se spune la Lucreța. Nu de mult, cum să zic,
Și îmi pare bine, vă spun așa cum este, că nu, dar și are n-are ca să mă laudă. Că mi-e de laudă, niciodată nu mi-a plăcut lauda. Și mi-a dat Dumnezeu să, așa cum a fost, dar să mă laud, nu mi-a plăcut niciodată. Dar m-am bucurat foarte mult că m-a iubit și preoță și a fost chemată și la preasfințit, la preasfințit episcop ce a fost chemată. Chiar și la ăsta din Cluj. La Andrei Cuț. La Andrei Cuț. Da, da, da. Acolo o masă și m-a văzut acolo și m-a chemat un priul la o masă și m-a dus acolo și eu spus că de mine și vreau să vii până la mine. Și m-a dus la dumnealui și încă mi-a dat o icoană frumoasă, mare, de-a Maicii Domnului. Că știu că iubiești pe Maica Domnului, o zis preasfințită. Da. Cât de fain. Și încă preasfințitul de la Alba. Irineu. Uh-huh. M-a cunoscut de când era că la Cluj a fost dumnealui. Da, da, da. Și m-a cunoscut. Și atâta m-a iubit omul ăla, atâta o ținut de mine. Și mi-a poruncit, acum azi vreo, tot aveam legătură cu dumnealui. Mi-a poruncit acum pe Aurel, pe părinții Aurel de aici din Feleac. Că să mă duc până la el că mă așteaptă. Și să-mi spui că mă așteaptă și eu spun ziua așa, joi, o trecut săptămâna acolo la preasfântătul de la Alba. O poftică să nu-mi pas să mă duc până la el și m-am dus la mea lui. Și tare bucuroasă am de acolo. Am văzut că până o femeie simplă. Că femeia e simplă, ca și cum nu aș să mă dorească pe mine episcopții și preoți. Aia asta o bucurie a mea a fost în viața mea. Și poate că Dumnezeu așa a vrut, că o știut că eu așa doresc. Eu așa zic, că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Corect, așa e. Văd că pe aici, până casă, tot așa țărănește, ține scala, țară. Pe aici, la mine, în camerele noastre, așa camera cu fata mea, aici ne, așa ne, așa ne, așa ne, din coș. Numai la oaltă cu fata dumneitale. Numai. Stați așa. Dincolo e o nepoată, dincolo, în camere, dincolo, e o nepoată. Da, 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 e nepoata dumneitale, am înțeles. O nepoata mea acolo și... Na, și așa că... Și uite, așa vă petreșeți bătrâneața, cum să spunem. Mă întrezeți băieța cu și cu... Ne facem lucrurile, după ce gătăm lucrurile, mai luăm câte o carte și ținem o saltiră și ținem... Și mă zicem câte o cântare, așa cu fata, la oaltă, mai cântăm pe-n casă, mai pe afară cântăm. Serios? Tătă ziua și pe afară cânt. Dar ce cântați la lucrăță? Am cântări așa care le știu fără carte. Serios? Da. Vă pot provoca să ne cât ziceți și nouă una? Uite, am un ce vă vine. Dar le știu și fără carte, dar alea de la biserică le știu, de la liturgia. Da, da, da. Alea le știu, dar am eu cântări altele care le știu să le zic și le... Ne ziceți una la lucrăță? Dacă vă vine așa în minte una, pe care așa o cântați când îmblați până ocol. Fără carte? Fără carte. Că apoi după aceea ne așezăm și la masă și mai zicem noi din carte. Doamne Dumnezeul meu, către tine mă rog eu și mă rog neîncetat să mă ierți al meu păcat, că-ți prin valuri am trecut. Și atunci te-am cunoscut, cât de mult tu mă iubești și de rale mă ferești,
Căci, o, Iisuse, Tu știi prea bine durerea ce-o am în mine. Căci în lume cât am umblat, cu Tine eu m-am lăudat. Și în lume cât voi trăi, cu Tine eu mă voi mândri. Că mi-ai dat un dar ceresc, pe Tine să Te iubesc. Deja s-o zici și spun o col. Da, pe un col pânghine, mă duc așa, mâncând, făcând mâncare, ieși așa, ne. O zic așa, să treacă vremea. Valină, priceznele astea, așa-i? Priceznele, valină. Da, eu am pricezne tare și la biserică și acum nu de mult să se pricezne la biserică și zic singură. Serios? Da, cu carte. Da, da, da. Îmi aduc aminte că data trecută ați avut o carte grosă, plină, da, de pricezne, de exact. Plină de pricezne și de, de colinde, îmi aduc aminte. Asta-i. Eu am cântări așa de la Bobocează, de la toate sărbătorile din Ana. Mai este cineva afară? Nu știu, nu știu cine mai e afară. Soțul. Mintenaș îl chemăm. Păi atunci hai să ne așezăm, Lelu Creță, undeva. Și aici de sărbători, de Crăciun, de anul, de toate sărbătorile am cântări aici. Anume mi le-au făcut, care le știu eu. I-am dat eu cartea mea. Da, da, da. Și una care lucră acolo mi-a făcut, astea mi le-a făcut. Tot ce vine și de tot ce sărbătorile le am. Dar și când ați fost la biserică, i-ați cântat acolo la biserică, tăcu cartea asta, mereți? Nu. Nu? Mi-a venit și cu cartea asta, dar le-am ieșit 10 ani, că eu știu cum eram. Nu, eram și mai tânără, nu. Eu când vedeam titlul la cântare, îi știam vocea. Am înțeles. Când vedeam, no, asta cântare, vedeam, îi știam vocea și o ziceam fără vocea, fără... Da, da, da. Atunci luăm cartea cu noi și ne punem dincolo, nu? Da. Să ne mai ziceți și din cartea acolo și apoi ne mai tot întindem noi în povești. Da, mai am scrisă acolo, ne. E, mai aveți și acolo. Data trecută, Lelu Creță, mi-o cam aminte că aici undeva în spate ați avut așa un colț țărănesc cu lucruri bătrânești. Îl mai aveți aici? O cămăruță, mi-aduc aminte că ați avut data trecută. O cămăruță? Da, da, da. Acolo dincolo nu mai e aia. E, nu mai este? Nu mai este. Nu, numai și. Deci numai aici. Și cu lucrurile acelea și ați făcut, că erau o grămadă și tare faine. Aici ai nis. Deci aici le-a spus pe tate. Aici le-am pus, părinte, dragă, ia așa, cum mai au iesele. Știi, aici le-am pus. Da, 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 exact, le-ați mutat aici. Hai acolo, hai, dacă ne văd. Hai, dale, lucreți aici, că uite aici și de, și de ladă de zestre aveți. Asta e ladă de zestre la care ați lucrat dumneavoastră, așa e, la lucreță? Da. Da, tare, tare frumoasă. Tare frumoasă. Da. Știu că v-am întrebat mai devreme că am făcut așa o scurtă pauză, dacă nu v-ați făcut cântare amula 93 de ani, iată, pe care îi aveți. Și mi-a zis că nu v-ați gândit niciodată să vă faceți cântare, dar ați avut o cântare pe care dumneavoastră ați cântat-o în tinereță. Cum era cântarea aceea? Piața, și eu am zis, acum, mai ce? Mi-a zis-o, numai că nu le-a zis-o și oamenilor care ne urmăresc. Dacă vreți să o aveți dumneavoastră. Exact, exact. Că nu de alta, dar să audă și oamenii care ne urmăresc. Dacă le-a să-mi aduc aminte. Unde nu vă mai aduceți amintele lucrurile, să puteți să vă opriți. Dar măcar așa să știm și ați cântat și dumneavoastră în tinereță. Am cântat, cum să zic, mereu cu mama mea, că mama mea săracă a rămas văduvă, săracă așa, pentru că mereu n-au la nuntă, că avea copii și trebuia să meargă. Și m-a dus acolo și a cântat.
cântarea mea care o avem, că tot felea cum știe că Lucreția are cântarea ei. Și și băieții care mereu pe la crijme, unde mereu, hai să zicem cântarea Lucreției, și pe-o cântau ei, băieții și multă lume, no? Și mă fășe multă lume să zic cântarea asta. Maică, maiculița mea, maică, maiculița mea, de ți-o fă dragă lumea mă. Hai la urât, nu mă demna, la urât, nu mă demna, că urâtul nu-i poză măi. Hai că-i maică pe noi e trăit, că urâtul nu-i po noapte, că-i maică până la moarte. Hai mulțumesc la măicuța, îi mulțumesc la măicuța, că mi-a umplut lăduța mă. Ai tăt cu haine de mătasă, ai tăt cu haine de mătasă, să umblu mândră pe-n casă. Tare frumos, tare frumos. Și asta se cânta de tot satul. Toată lumea știa aici în Feleac. Dar le plășea la toată lumea. Că-i cântarea lui Lelea Lucreiță. Da, o știa, o știa. Sau, tare, le plășea la multă lumea. Ale la o nuntă că merem. Doamne ferește. Serios? Așa la... Încă am văzut că mami plângeau. Da, da, da. Am văzut eu cu ochii mie când a zis cântarea asta, plângeau mamea, pe cât de și ele știu sărașile. Am uvezi, domnule tale, că fiecare își cunoaște oful din suflet. Fiecare știe așa cum. Da, da, da. No, Lelu Creță, știu că la oaltă cu bărbatul dumneavoastră ați trăit vreo 70 de ani, așa? 70 de ani am trăit cu el. Am avut o viață foarte bună amândoi. Putu am foarte harnic și cum se cade și fost cam bogat o trucă față de mine. A fost mai bogat, mai înstărit. Mai, 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 mai bogat ca da. Mine. Uh-huh. Dar a fost unul foarte bun și după aia la 30 de ani s-a apropiat și de biserică. Și a colat la biserică, colator 28 de ani. Curator la biserică? Colator la biserică și sfăt, 28 de ani. Uh-huh. Și eu la biserică am fost 18 ani. Am fost președinta femeilor din comitet. La 53 de femei eram. Da, da, da. Noi ne interesam de biserică, noi ne, tot ce alea, noi fost ce trebuia pentru biserică. Și știu că te la 4 ani... Ca cum face cu colatării, să mută. Și fășea și cu femeile. Și zicea că să aleagă pe altele. Și eu ziceam, am alege și pe altele. Da, toată da. Lumea, câte femeile m-a pămâncă vrut. Și 18 ani a fost președinta femeilor. Deci cum se spune aici în casă la dumneatale, când o trăit și bărbatul dumneatale, Dumnezeu a fost pus la loc de cinste. Da. Și de dumneatale, și de dumnealui. A fost un om, vă spun, tare, tare, a fost credincios. Cum s-a numit? Cum l-a chemat? Vasile? Vasile. Badea Vasile. Cum să zic?
Și el mai bea așa că mereu, că mereu, că dacă era sfânt, mereu cu preotul, tăce părțile, mereu cu el și tătă. Și acum, de vreo 20 și ceva de ani, și-o pus el gândul să nu mai bea deloc. Spune, ești dumneavoastră, dar nu l-am crezut. Că, no, și omor la să facă țuica, să facă și ca cum se face la țară. La cazan, da. Și acolo noaptea s-o gândit de el. Eu n-am să mai beau în veac țuică. Și am de acasă cu o grămadă de țuică dimineața. Nu, ai venit cu el, am venit. Nu, dar cum e? Lucrețe, vieți cum e. Eu în veac n-am să mai beau jenars. Tu ce mă, eu nu ce cred. Eu nu l-am crezut. Și-o ținut legământul 20 și ceva de ani. Nu vreau să bea decât nici vină, nici suc, decât apă din fântână și apă minerală. Numai aia bea după 20 și câțiva de ani. Da, da, da. Și când se cumineca, lua gen, atâta gen, și la Paști veneam de la biserică și luam în pahară, știi, luam Paști și veneam acasă să luăm și noi, să luăm în pastcă, să luăm da, da, și da. Noi. Și luai mai înapoi cu lingura din paharul ăla. Și mai rămânea așa o țurucă, zic, bea-o și aia, mă. Nu, de trei ori lua. Până și. Ia așa pășe cu mâna. Până și. De trei ori lua și din Paști. Da, da, da. Așa a fost om. Da, de trăit, ați trăit bine cu el? Foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine a trăit cu el. A fost om harnic și a fost om. Atât a ținut la mine. O tunu foarte mult la mine, săracul, și atâta sărie pentru mine și a fost foarte bine și am trăit la o altă 70 de ani. Mult. Da, viața bună. Și să știți că o știu că moare. O știu că moare. V-a povestit? Da. La Crăciun, mi-aduc aminte, înainte cu săptămână de Crăciun, duminica aia, am venit la biserică cu fata și când am venit, ierta ea și nici ca mine, în colțul mesă. Și știi ce zicea? Și era săptămâna Crăciunului. El zicea, Hristos a înviat din mort. Aia zicea, când ne-a băgat în casă. Și mi-a, adică, cu fata, am vrut, tu măi, Vasile, noi așteptăm nașterea, tu zici, zici asta, tu, șata trebuie zisă. E așa cum, șata trebuie să o zicem. Și așa au trecut Sfintele Sărbători, creștinul trecut împreună, la noi, noi ne-a dus la biserică, ne plăcea să fac prescuri, întotdeauna, de ce sărbători le făceam prescuri. Și la Bobocează o zic de el câtă noi, faceam care mergeți la biserică după apă sfințită. A fost o zi de anul nou. Nu, m-a dus după apă sfințită și am venit și el a stat așa în ei și când a venit, n-a zis, bea apă sfințită, Vasilia. Nu. Până nu zice Iordanul. A zis el. Și a zis Iordanul împreună. După aia a băut apă sfințită. Na, și stăm. Și seara, stăm ea acolo în păpa, seara, și mă uit la el. Și a zis câtă el, mă, Vasileze, nu-mi place de cine cum ești. Dar el ia așa câtă mine, se uită la mine și zice, tu, dar ia așa făcut cu mâna, tu. Eu trebuie să mă duc. Deci că ea mă-l văd. Eu trebuie să mă duc. Unde trebuie să te duci, mă? Eu trebuie să mă duc. Pe unde, mă? Acum trebuie să mă duc. Și așa ridică mâna. Trebuie să mă duc acum. Pe unde, mă? Acolo. Acolo. După mai înapoi eu zis, așa de să vii și tu cu mine. Ai fost seara. Și asta zi, s-a dus. Deci au presimțit. Nu vă gândim nevastă, așa au de iertat atât. Și o știu, te auzi, și o sta și s-a uitat la noi. Și s-a tot uitat la noi, și când s-a uitat la noi, s-a ridicat capul, ia și la icona asta, ia și mie.
Și uită-te la noi, și uită la noi, gite datul de capul, și uită la icona aia, la icona acelui Domnul Iisus, și așa a rămas cu ochii. Dar nu-i dea seama că doar el a murit. Și ne uită la el. Și până când a zis eu, câte fece, tu, zic, tată, tu nu mai supelă. Și așa a rămas cu ochii în icona. Și așa a murit cu ochii în icona. Și s-a uitat la noi și dintr-o dată ia și-a zvălit capul și s-a uitat la icona și așa a rămas cu ochii la icona. Și așa a murit cu ochii la icona. Da. Și de câtă vreme sunteți văduvă? De 4 ani. De 4 ani. Acea era și dumnealui, bărbatul meu, când ai fost la noi. Nu, nu a fost dumnealui. Nu a fost atunci. Nu a fost. Te singură te-am găsit și atunci. De 4 ani, că da. Așa da. Așa mi-aduc aminte, dar nu, așa a fost viața noastră. A fost o viață foarte bună și îți spun drept, că te m-a gândit la el, după cum a fost el și ne striga și zicea rozariu. El ne chema, uite bărbat, și ne chema să zică, să zicea rozariu. Și el pe când, haide atunci să zicem rozariu. Și întindea rozariu pe masă. Și zicea rozariu cu el. I-a și pus rozariu cu el. Da. Că e fădrag, bărbat, și vezi, e fădrag rozariu. Da. Și să roie, să ruga mult. Vi-i dor de el la lucrăție? Vai. Și știi că m-am gândit la el. Te mă gândesc așa, Doamne Dumnezeule, oare unde ești tu? Mă, când te-am văzut de că tu cum ai fost, oare eu ajunge unde ai ajuns tu și avea așa moții cum ai avut tu. Și l-am lăsat într-o noapte, să vedeți. Câte mă gândesc, Doamne, oare unde e lua să le dragă? Și într-așeia, gândeai că ai ieșit afară, în drum. Și zic că l-am văzut pe el, ea și-o ținea o jurtă, cum zicem noi la țară. O jordă atâta de lungă, de nu i-a văzut capătul. Abia și-a ținut o jordă el în drum. Și a zis, măi, Vasilie, de unde ai tu jorda asta atâta de lungă? Că așa n-a văzut de când dus așa o jordă lungă. Dar el nu vorbi cu mine, nu m-a uitat la mine. A zis, mă, Vasilie, să nu cumva să bazi lucrul ăsta, că zic că e duminică astăzi. Și întreia așa s-a uitat la mine și mă l-a văzut pe jurda aceea, ea așa s-a uitat. Ea așa s-a uitat pe jurda aia până unde nu l-am văzut ca un porumbel. Sus până, Doamne, iar te vedeam că șeriu să nină. Eu spun și am văzut. Și până acolo l-am văzut, până acroape de jurda aia, de jurda vârbului, l-am văzut în vârbul lui. De nu l-am văzut aproape de șeriu. Dar nu știu și așa asta. Dar n-ați apucat să povestiți. N-am vorbit că nimic. Nu m-a uitat la mine. Nu m-a tot uitat la mine, dar eu nu zic nimic de mine. Dar dacă ați și putut să-l întrebați ceva, ce l-ați și întrebat? Eu atâta l-am întrebat. Cum să zic, că de mine e jorda asta așa de lungă. Mm-hmm. Atâta l-am întrebat, că l-am văzut cu jorda aia atâta de lungă, de nu i-am văzut capătul. Și când acolo l-a văzut că s-o sui pe jurda aia, ea s-o sui, până nu l-am mai văzut, era cerul senin. Până nu l-am mai văzut ca un porumbel. Nu l-am mai văzut altul. Da. Da, asta vă spun, uite ce vă zic, cum e omul în viață. Da, așa am avut eu viața asta, așa mă gândesc eu. Totuși, la cine fiam, mi-a spus vorba asta, vă spui de așa. Somnirat, mult somnirat de visul ăsta. Da. Că Dumnezeu mai lucrează și pe visuri, să știți că lucră. Corect. Să știți că lucră pe visuri. I-am avut visuri. Da. Nu mă laud, că nu vreau. Dar atât cu cuvântul lui Dumnezeu ne putem lauda. Ne putem lauda cu cuvântul meu, ne putem lauda orice unde și orice când. La Lucreță, la 70 de ani de căsătorie, o mai fost dragoste între dumneavoastră și Badea Vasile? Să știți ceva, Doamne, iartă-mă, chiar îți spui ceva. O fost o dragoste, să știți. O fost.
a fost o dragoste. Și ne-a iubit și atâta, atâta nu știu cum să știu zice. Și atâta a fost de retra, să spui drept. A fost noi bătrâni, dar am fost retrași amândoi. Și am zis, amândoi, gând, am fost amândoi. Am zis, mai, și vorbeam amândoi, nu suntem bătrâni, trebuie să venim dincolo. Că acolo nu știu cum așa, că mai și-am văzut. Vorbeam cu el. Și că eram bine. Ne-a lăsat să știi ca doi copii la șampat. Vă spun, Doamne, iartă-mă, să nu... Asta e pentru noi. Da, asta așa am fost noi. Ca ne gândeam că a fost atâta vreme la împreună. Că vă gândiți, a fost mult, 70 de ani. Da, mult, mult, mult. Mult, că pe mult ce-a trecut, să știți. Și prin bunia și părerea. Deși la 70 de ani... Încă poate să și e dragoste între doi oameni. Vai, atâta trăiem de dragi unul la altul, că gândeam, mă, atâta trebuie să ne despărțăm, ziceam. Dar ne-a iubit amândoi și atâta am trăit de bine ca doi copcii. Vă spun, așa am trăit amândoi. Dacă ar ști să dați un sfat așa la doi tineri care să iau de mână și să ducă așa în viața asta la olaltă, ce le-ați spune? Cam o dumneata le ești o femeie trecută prin viață. Da. Ce le-ați recomanda la doi tineri care amu să căsătoresc și pornesc prin viață? Le-ar dori mai întâi. Le-ar dori lor săraci să aibă o viață fericită. Și o viață, cum să zic, acar ce doresc întâi, cum am fost eu cu soțul meu, eu vă spun așa, nu mă laud. Că iară eu în viața mea cântam în biserică tot, dar nu plășe să mă lauze nimeni. Lauda mie nu mi-a plăcut niciodată. Nu mi-a plăcut. Dar le-aș dori să aibă o viață fericită și o viață să aibă, cum să iubească unul pe altul. Că peste dragoste nimeni nu poate trece, să știți. Peste dragoste nimeni nu poate trece. Peste dragoste și peste iubire nimeni nu poate să treacă. După ce trece, nu mai este nimic. Peste aia nu poate trece nimic. Și la necazuri ce să facă? La necazuri și ce să facă? Că și eu am avut necazuri în lumea. Și am avut, să știți. Mulți am avut. Și am avut familia, ca omul, că am trei copii. Să vă trăiască. Dar știți ce am făcut cu soțul meu? Ne rugam. Împreună. Ne-a rugat împreună amândoi mult, să știți. Când avem suferință, când avem ceva, ne rugam, alea la Sfânta Biserică, ducem prescuri, ne rugam și asta le-ar dori la orice cine, să le iau împreună, să trăiască o viață și acăr șeșer în viață, șeșer în viață, să pună pe Dumnezeu și pe Măicuța Sfântă, ales femeile. Femeile, vă rog, să nu uitați pe Maica Domnului. Asta vă spun, de toată inima mea. Femeilor, că femeia nu mai ești din familia, că cum ești copții și ei mai mult cu ei. Dar femeia să nu uite pe Maica Domnului, asta doresc mult. Și bărbață, să trăiască unul, să se viască unul pe altul. Și să saie unul pentru altul, cum o sărit de bărbatul meu pentru mine și eu pentru el. Eu noi așa am sărit amândoi. La greu, unii amândoi și ești împreună. Că să știi că ce așa Dumnezeu cu voi. Da, da. Amul fără el, ce-i mai greu la Lucreța? Ce-i mai greu? Da. Fără Badea Vasile. E greu, știi ce? Nu mi-e greu. Pentru că am o familie și tare mult mă grijesc și au grijă de mine, să știți, toată familia mea. Au grijă de mine, n-am lipsă de nimica, de tot ce alea mi-aduc. Și trebuie mămică, când dau telefon, e seara și dimineața, când dau telefon, dacă șefa mică, șefa zice mămică cu mare, cu fetica mea, cu fata mea, cu Maria. Și e fain, că cum e în măicuță, cum așa? Îți spui că
Am o familie foarte pusăcagă. Asta e bine. Și iar cu să zic, mă bucur ei că au pe Dumnezeu. Vă spun așa cum este, să spun că mă laud. Mă bucur de ei. Că au pe Dumnezeu. Văd că aici aveți niște hârtii. Oare nu ne cântați ceva după ele? Cântare o pitează. O cântare, o priceaznă, o cântare bisericească. Asta e că am o priceaznă. Vă ascultăm cu tot dragul. No, asta e. Hai cu toți să ne unim, Iisuse, și pe Iisus să-L iubim, că-ți viața e trecătoare și nu-mi da seama oricare. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă pentru ce sunt botezat, Iisuse. Dacă trăiesc în păcat, pentru cine trăiesc eu, departe de Dumnezeu? Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă pentru ce te-am supărat, Iisuse, că tu mi-ai dat viața, mi-ai dat vreme de dreptare, să nu mă duc la pierzare. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă. Domnul milostiv și sfânt, Iisuse, pentru omul cel smerit, cine de păcat se lasă, Duhul Sfânt îi intră în casă. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă. Eu când vreau să mă căiesc, Iisuse, mai tare păcătuiesc. Vino, Doamne, și mă scoate, să nu mor plin de păcate. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă. Dacă mor, ce să fac eu, Iisuse? Nepăcat cu Dumnezeu, vai de sufletul meu, că e veșnic tot la rău. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă. Tot aici am scăpare, Iisuse, în viața trecătoare, mă pot curăța de rele și de păcatele grele. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă. Dacă mă rog sus la cer, Iisuse, Dumnezeu e îndurător, îmi dă leac de mântuire numai prin mărturisire. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă. La duhovnic am plecat, Iisuse, de păcat eu m-am spălat, că El e martorul meu, sus în cer la Dumnezeu. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă.
Până la dreapta judecată Iisuse. Domnul e bun și mă iartă, are milă și de mine, mă așteaptă în cer la sine. Dumnezeul meu din ceruri, iartă-mă, iartă-mă. Cum îi, mătușă, lucrează să te hrănești cu rugăciunea? Știi cum ce hrănești cu rugăciunile? Plângând. Plângând? Plângând. Ce stâmpere, când simțești că ce rogi, când citești că ce rogi și-ți vine un plâns, dar din inimă până ochi, eu și-l simțesc. Plânsul din inimă îl simțesc până ochi. Atunci e o bucurie. Poate înștiimba mult e o rugăciune. Vai! Foarte, foarte multe. Păi numai că m-a avut bucurii, altele, alte bucurii mi-a dat Dumnezeu. Și bărbătare, atâta când e grea mai năcăjită, nici bucurii mi-a dat Dumnezeu. Înțelegi? Și putere, și cu omul meu le-am dus împreună. Și mergem pe mănăstiri și ne da zile de post. Câte 40 de zile. Și postem cu soțul meu, le ținem, ziua și noaptea, le ținem posturile. Și dacă așa am făcut, dar am avut, cum să zic, o familie, nu știu cum să vă spun, foarte, foarte am văzut că mă ajută Dumnezeu. Dacă așa am cerut, vă spun, nu mă laud, că oarecum nu-i bine să te lauzi. Dacă așa am cerut la Dumnezeu mi-o dat. A simțit mâna lui. Am simțit mult, mult. Ia și biserica la noi, s-a făcut biserică nouă. Am simțit și biserică nouă și am avut și posibilitatea. Și am avut, cum îi zicea, ne-am așezat copții, cum așa cum am putut, știu bine. Și și-o fost, am dat în biserică. Tot. Am băgat în biserică, e biserică nouă la noi. Mănăstirea nouă avem. Da. Și a făcut o biserică, am tălit noi cu omul meu. Amândoi ne înțelegem. Mă, și ia copciul, dăm la copcii și rămâne, noi vrem să dăm o biserică tot. Că se face biserică nouă, mănăstirea avem. Da. Și a făcut o sfânta biserică, iconostasul. El a făcut o biserică. Nu mă laud, mi-a dat Dumnezeu că știi ce zicem noi, și eu și el. Zicem, îmi pare bine, mi-a dat Dumnezeu gânduri bune. Exact. Așa zicem. Îmi pare bine, am avut posibilitate, mi-a dat Dumnezeu posibilitate. Am făcut în biserică și-o trebuit. Că lumea trece, tot banii trec, să ai bani cât de mulți, tot să duc. Și când te duci, nimic nu duci. Corect. Asta vreau să vă întreb, cum e lumea asta? Așa lumea e și viața. Înșelătoare. Înșelătoare. Înșelătoare lumea asta. Și nu vă spun. Lumea asta e un calvare. Vă spun eu că de ce e calvare. Nu că tu l-ai, Doamne, că e un calvare pentru că dacă omul are gânduri multe, tu l-ai că cum, dacă are. Aia cum să le fac, am mult, am cu tare. Ăla care nu are, iar are gânduri multe. Că ăla nu are, că nu știu ce. Și eu o bătaie de cap. Și ce. Și ales omul că se gândește, mă, am o viață. Trebuie să mă lupt. Cum să trăiesc și în viața, dar și dincolo. Că trebuie să mă gândesc și dincolo că cum e. Deci trebuie să ne gândim și la lumea de dincolo, nu? Da, ne gândeam și acolo. Da. Și de-aia am făcut atunci, așa am făcut adormirea Maicii Domnului, mi-a fost tare dragă în viață, că cântam pe mănăstiri. Și am făcut iar în biserică adormirea Maicii Domnului, acolo în fundul la biserică, cu toți sfinții. Am înțeles. Da. Amul la 93 de ani la lucrețe, ce vă mai doriți de la viața asta? Vai! Cu ce gânduri trăiți pe lume? Știți ce doresc? Să-mi ajute bunul Dumnezeu să mă poți pocăi.
să mă duc înaintea lui Dumnezeu, cum a vrea El. Dar El nu știe inima mea. Și aia mă gândesc, Dumnezeule, Tu știi inima mea și Maica Domnului, mi-o știi ce doresc. Să rămâi cu copilașul în ei pe drumul cel bun. Aia doresc mult. Ca copiii să rămână pe drumul cel bun plăcut lui Dumnezeu. Și să nu-L uite toată viața lor. Copiii mei să aibă pe Dumnezeu și pe Maica Domnului. Aia dorință o am. Și să mă duc acolo din colahia lor. Așa, cum Dumnezeu mă știe? Vă gândiți și la șasul de plecare la lucrăță? Mă gândesc. Pentru că dacă am văzut pe soțul meu, cum e plecarea, și eu încă una vă spun. 5 morți au murit în mâna mea. Ne-am văzut ieșirea. Că m-a chemat. Că le-au bețeași, le-a pace, m-a chemat. Hai dacă m-a chemat, hai tu l-ai lucrăția, că iau-te, mi-i beceag omul. Hai că mi-i beceagă fata. Și m-a dus și am văzut până a murit. A stat în găieți și am văzut cum moare omul. Nu vă temeți de moarte la lucrăță? Nu. Nu știu cum să, nu că așa de, nu că-s credincioasă, că nu mă cem, că acolo fiecare Dumnezeu știe viața la om, e scrisă. Nu-mi e frică de fel. Pentru că mi-a dat Dumnezeu viață lungă și bună și e sceaptă și mă pot spârta. E bine și eu vreau ca asta. Corect, așa e. Și să dai Dumnezeu, să dai Dumnezeu ca de-amună înainte la lucrăță să șie tă cu sănătate. Și îi mulțumesc, mi-a dat Dumnezeu o înțelepciune de viața mea. De-am slujit în biserici. Așa e. Și am avut eu cântările mele în biserici, de tot ce sărbătorile am avut cântări. Da. Încetul cu încetul trebuie să punem punct filmării, cum se spune, le lucrețe. Da. Vreau să vă mulțumesc tare mult că m-ați primit astăzi la dumneavoastră. Uite că deja s-a făcut sara afară. Și încetul trebuie să ne ducem și noi încolo către oraș. Vreau să vă mulțumesc tare mult că m-ați primit la dumneavoastră. Mă bucur că v-am regăsit sănătoasă și în putere. Și sper că atunci când noi mai trece dealul feliacului, să mai pot intra pe la dumneavoastră. Îmi pare bine de asta. Să vă aduc aminte și de mine. Că eu mi-ai adus și aminte de mine de așa încolo și rugăciunea. Vă mulțumesc tare mult. Și acum, pe final, aș vrea ca să facem așa încheierea cu o prișeaznă faină. Mi-ați pregătit-o aici pe hârtie. Asta? Da, da, da. Ca să facem, cum să zice, încheierea așa cum să cade. Am venit, măicuță, să-ți mai cântă. Să spunem necazul pe care l-avem. În genunchi, măicuță, cu capul plecat, de-am zis rugăciunea și am lăcrimat. Cei din suferință te rugăm așa să ne dai răbdare, crucea este grea. În genunchi, măicuță, cu capul plecat, de-am zis rugăciunea și am lăcrimat. Să ne dai credință, să nu ne îndoi, căci viața noastră este ca un chin. În genunchi, măicuță, cu capul plecat, de-am zis rugăciunea și am lăcrimat.
lângă suferință, să putem răbda. Vino tu, măicuță, cu puterea ta. În genunchi, măicuță, cu capul plecat. De am zis rugăciunea și am lăcrimat. Lacrimile noastre care cur și roi, ștergele, măicuță, ai grijă de noi. În genunchi, măicuță, cu capul plecat, de-am zis rugăciunea și am lăcrimat. Rogă-te, măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. În genunchi, măicuță, cu capul plecat, de-am zis rugăciunea și am lăcrimat. Eu, măicuță sfântă, eu îți mulțumesc că-n lumea asta eu, Doamne, cât am umblat. Cu tine, măicuță, eu m-am lăudat. În genunchi, măicuță, cu capul plecat, de-am zis rugăciunea și am lăcrimat.